Bun găsit, sunt Bogdan Pavel, iată care sunt cele mai importante informații ale orei 17. Situație cutremurătoare în Craiova. Pacienții mor în fața spitalului. 9 oameni infectați cu coronavirus au decedat în ultimele 24 de ore la Spitalul Județean din Craiova. 2 dintre aceștia au venit în stop cardiorespirator în ambulanțe. Alți 3 pacienți erau în izolator, unul pe secție și 3 internați la terapie intensivă. A fost internat de că a fost bolnavă, cum vă explicai, de 2 ori. Acum a doua oară n-a mai scăpat. Când trebuia să-i dea drumul, să-i dea drumul acasă, i-a făcut testul și a spus că e bolnavă de COVID. Și a luat-o și a băgat-o la etajul, cum vă spui, la ATI. Dar acum nu știm de ce și cum, dacă ea a avut bolile ăștia, de ce ne-a băgat-o pe COVID. Când s-a internat acei, i-a făcut testul, de ce nu i-a spus că e pe COVID. Să moară băiat de 23 de ani? Într-o oră și jumătate să moară. A ajuns aici miercuri seara la ora 8, a fost bine până la 11 băgat la oxigen și la ora 2:33 a murit. Uitați data, la ora 3 din noapte a murit. La spitalul de urgență, medicii tratează și în unitățile de primiri urgențe. Numărul pacienților tratați în izolatorul UPU, care funcționează acum ca o secție ATI, este chiar mai mare decât al celor din terapie intensivă. Abia astăzi au fost primite 60 de doze de Remdesivir. Sunt 40 de pacienți în acest moment în unitatea de primiri urgențe, pacienți suspect au confirmat cu SARS-CoV-2. Iar în ATI, în sectorul ATI COVID, sunt internați 30 de pacienți în stare gravă și foarte gravă. Tragedie în Botoșani, între tineri de 22, 24, respectiv 28 de ani au murit în urma unui accident produs în apropierea comunei Ripiceni, iar un altul, în vârstă de 24 de ani, a ajuns la spital. Șoferul mașinii a pierdut controlul volanului, iar autoturismul s-a răsturnat de mai multe ori pe câmp și s-a oprit în lanul de porumb. Cei 3 tineri care și-au pierdut viața au fost proiectați în afara autoturismului, iar băiatul rănit a rămas încarcerat în grămada de fiare. Accident grav în Olt, 4 persoane au fost rănite, printre care și un copil de numai 4 ani, după ce 2 mașini s-au tamponat frontal în apropiere de Negreni. Șoferul uneia dintre autoturisme în vârstă de 78 de ani a rămas încarcerat și a fost necesară intervenția pompierilor. Celelalte 3 persoane au fost transportate la Opus Latina. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili cauzele producerii accidentului. 3 oameni au ajuns în spital cu răni grave după ce o dubiță a izbit puternic o căruță. S-a întâmplat în Iași și în apropierea localității Șipote. În urma impactului, dubița s-a răsturnat, iar atelajul a fost făcut praf. Din cauza rănilor grave, a fost trimis un elicopter smurt pe lângă un echipaj de terapie intensivă mobilă și un echipaj de prim ajutor. A dat peste mașina poliției și puțin a lipsit ca cele 2 autoturisme să cadă în Dâmbovița. Un șofer de 19 ani a ignorat semnalele acustice și luminoase, a intrat în intersecție, nu a acordat prioritate și s-a izbit puternic de autoturismul polițiștilor. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. În urma impactului, ambele automobile au fost proiectate într-un panou publicitar, aflat pe marginea drumului. Știrile continuă pe site-ul nostru gândul.ro, pe Facebook-ul Gândul și pe canalul nostru de YouTube. Nu uitați, ne puteți urmări și pe Instagram. Numai bine!